Bună ziua, bine v-am găsit. Astăzi suntem pe data de 13 aprilie și este sâmbătă. Am o lucrare urgentă de făcut de a scoate coloniile astea mici de aici. Odată cu eliberarea stupinei de coloniile cele mari, acele au fost vândute. Acum pot să dezvolt pe cei rămași, pe cei mici. Bine, mai am eu câteva colonii care se vor dezvolta foarte bine și urmează dublarea coloniilor pe care le dețin, care au mai rămas. Dar prima dată să încep cu acest tub, să-l scot de aici și să-l împart în cele două lăzi goale. Bun, să începem. Cam despre asta este vorba. Fumul ăsta nu prea vrea să fie activ, dar ne descurcăm și fără fum. Este necesară această mutare în cazul meu, din două motive. Una, că trebuie mutați pentru loc, și a doua, că trebuie tratați. Trebuie tratați cu acid formic. Chiar e curios, de la ultima lucrare, cât de îndesat este acest tub. Da, este mult, mult prea îndesat pentru acest spațiu care îl are el. Și o să-i dăm acum 9. O să-i dau cel puțin încă două rame. S-a dezvoltat frumos. Așa. Și să încep cu cea mai la îndemână ramă, zic eu. Luăm și mutăm frumos. Hai să vedem. A venit mătcuța, a depus și aici ouă. Așa. Luăm următoarea ramă, care va fi lângă perete. Asta e cu mâncare. Mierea este necesară. Așa, și acum urmează ramele cu pui. Rame cu pui, da. Așezăm puietul centrat, adică spre centru, așa să fie la mijloc. Acum este nevoie de spațiu și cât mai mult. Deja e blocat.
este o mică întârziere, fiindcă am așteptat să, să eliberez un pic locul, să fie mai mult loc. După ce se vor adapta în noile cutii, le voi muta iar în, în lăzi ursul, ca să am mai mult loc pe orizontală, cum ar veni. Dar pot la fel de bine să-i pui și un cat și să se ducă pe verticală, să se dezvolte pe verticală. Să văd dacă au atmasca aici. Sunt ouă. Și aici este o ramă cu păstură și miere. Bun. Acum vreau să-i mai adaug încă două rame aici. Și ideal ar fi să fie goale, fiindcă acestea sunt pline cu mâncare. Ăsta e cu puiet. 6 rame cu puiet, mâncare suficientă. Tot ce rămâne de făcut este să mut acum lada de la locul ei, ca albina să vină într-o oarecare măsură, va veni albina la stupul ei. Așa, deci ea vine aici, o să mut lada mai aproape. Aici mai este o colonie pe care o voi muta imediat. Dar prima dată așez tucul pe poziția inițială. Așa. Și aici lada următoare. Într-o oarecare măsură se vor adapta. Trebuie să mai aduc semnul pentru colonia mai mică. O parte din culegătoare va fi preluat de stupul mai mic. Așa, dar numai o parte. Bine, ia să mă uit acum. Punem așa,
Deci ei se vor împrăștia în cele două colonii. Să muci colonia mai mică acum. Ramele de la colonia mai mică aici am văzut acum că a depus ouă și pe această ramă. Bun, și avem și pe această ramă puiet. Ce s-a extins cu puietul foarte, foarte bine. Ca colonia să crească în continuare, fiindcă el este micuț. Îi mai dăm ramă cu miere. Nu are sens la această colonie să-i pui, de exemplu, să-i pui foarte multe rame. Nu, acum doar două și are timp. Și când vin peste o săptămână, voi decide. Voi decide atunci ce și cum. Această ramă nu este bună pentru a fi pusă la margine. Mă duc și aduc rama respectivă, o să caut o ramă. Am ramele aici în spate. Voi veni imediat cu ele. Deci cu ce ramă venim în acea zonă? Venim cu o astfel de ramă. Eu așezăm lângă perete.
Așa, și mai aduc încă una. Aceasta este un pic stropită cu nectar și o punem chiar lângă rama pe care a depus puiet. Acum vine diafragma. După diafragmă să aduc niște rame cu mâncarea. O să-i pun deocamdată o ramă cu miere. Bun, deci cu această colonie, în această parte am cam terminat. Îi pun două vaporizatoare din acestea, două uluce. Care voi aplica tratamentul cu formic. Punem câte puțin. Asta e tot. Să-i pun o folie acum. Așa. Să-i asigur și regimul termic cu acest mic cad. Iar în interior o să-i asigur regimul termic. Adică punem niște făturele. Deci asta este stupul mai micuț, colonia mai micuță. Este o setare. Acum ne întoarcem la mă voi întoarce la prima colonie de aici. Și aici trebuie adus două rame goale. Rame mai goale, să facem loc. Aici mai are ea un pic de păstură, un pic de miere, da? Va fi bun, nu e nicio problemă.
Așa, și aici pot adăuga o diafragmă, o să caut una. Acum singura întrebare ar fi de ce nu introduc și acolo o ramă. Fiindcă nu văd că ar avea nevoie de aceea. Bun. Aici a fost mai simplu, introduc lui formicul. Doar că este mai mare acum formicul, o să-i dau împărțit în 3 culuce. Și tot așa, câte puțin. O folie și este gata. Este gata și acest stup împărțit în două. Bun, deci asta a fost toată lucrarea. Cam atâta, până data viitoare, numai bine!